Auschwitz, cu un... și erau revoltați, pe bună dreptate. Eu n-aș ști să dau eu un răspuns. Aș da doar și răspunsul lui Lascasas la asta, care la un moment dat, nu știu dacă exact la acest argument, răspunde că... Pedepsirea fără de legilor, da, are drept scop corectarea delinventului și pacea în țară. Dacă acest scop nu este atins și dimpotrivă se ajunge la crime încă și mai mari, atunci pedepsa este mai degrabă un viciu și o fără de lege decât o virtute. Deci dacă tu i-ai oprit pe asteci să sacrifice... exterminând pe asteci, nu știu dacă ai făcut același lucru. Faci același lucru. Da. E fascinantă actualitatea argumentelor, pentru că fiecare argument veritabil, în fond, mobilizează ceva din ceea ce pe vremuri se numea natura umană, care este universală, eternă și nu știu ce. Este o problemă general umană și nici actualmente nu cred că sunt soluții. E vorba de șoc de culturi, de șoc nu atât de conflict al interpretărilor, ci mai degrabă de conflict al modurilor de viață. Și e greu ca tu să vii și să judeci cu codul nostru de legi morale sau penale comportamentul unei civilizații care e constituită în alt fel. Deși, într-adevăr, faptele care se petrec acolo sunt probabil niște, cel puțin din perspectiva noastră, niște crime și totuși e greu să intri. Eu n-aș ști să dau un răspuns. Dacă aș ști... Când ai spus că din perspectiva noastră sunt crime, m-am gândit că din orice perspectivă sunt crime. Atunci când un om este ucis, asta este o crimă. Hai să-ți dau un exemplu mai simplu. Într-o societate primitivă undeva în Amazonia, un tânăr violează o fată. Misionarul din satul respectiv, supărat de această, iată, crimă, nu neapărat moarte de om, dar este din codul nostru, îl denunță și băiatul este dus într-o închisoare undeva mai departe, nu neapărat foarte dură, nu în închisoare cu tortură, dar unde el moare din cauza depeizării sale, a scoaterii sale din mediu. E bine, acasă, fata la rândul ei se sinucide după asta. Să nu ne gândim la lucruri romantice care ne-ar explica tot în termeni europeni. De fapt, fata îl iubea și a fost o neînțelegere. Violul respectiv a fost o formă din aceasta. Nu, acolo lucrurile s-ar fi petrecut în altfel. Rezolvarea ar fi fost, să zicem, tatăl fetei ar fi cerut de la tatăl băiatului o compensație în anumite obiecte magice, prin care partea de suflu magic răpită de viol fetei ar fi revenit fetei. Prin închiderea băiatului, fata n-a fost satisfăcută și a rămas ea, la rândul ei, cu un gol, a avut dreptate misionarul să pedepsească un viol care în termeni europeni este o crimă, ducând la, iată, moartea băiatului în închisoare și sinuciderea fetei din cauza neîndeplinirii scopului. Dragul meu, nu știu să-ți răspund. Nici eu. Ce știu este că ne-am apropiat de sfârșit. Și cum spunea, cred că John Colet îi scria lui Erasmus, drag Erasmus, noi nu vom înceta să discutăm despre cărți până la sfârșitul timpurilor, dacă am avea tot timpul. Și judecațiile apoi ne așteaptă. Da. Așa că trebuie să încheiem. Vă încurajez să citiți această admirabilă carte cu o admirabilă mobilizare de exemple istorice și de barocă erudiție și să vă îndemn să citiți și capitolul final, metodologic, ca să vedeți ce înțelege Corin Braga prin anarhetip. Îți mulțumesc, dragă Corin, și la prochaine!